Când l-am întâlnit prima dată pe Anton, nu mi-am imaginat niciodată întorsăturile pe care soarta ni le-a rezervat. Ne-am întâlnit la un curs de limba engleză, el era instructor, iar eu eram un student sârguincios, dornic să-mi îmbunătățesc abilitățile pentru un nou loc de muncă. Anton mi-a atras imediat atenția cu profesionalismul și simțul umorului său. Dar abia mai târziu am descoperit povestea dureroasă ascunsă în spatele zâmbetului său. Relația noastră a progresat rapid. În 6 luni, plănuisem deja nunta noastră și tot atunci am auzit prima dată despre familia lui. Spre surprinderea mea, Anton avea o mamă despre care nu vorbise niciodată. Această revelație m-a lăsat atât nedumerită, cât și ușor îngrijorată. Într-o seară, în timp ce stăteam într-o cafenea confortabilă, mi-am adunat în sfârșit curajul să-l întreb despre familia lui. Anton a respirat adânc și a început să-și spună povestea, o poveste plină de durere și complexitate. Când Anton avea doar 10 ani, mama lui a părăsit familia. Nu fusese niciodată deosebit de afectuoasă, dar plecarea ei a fost o lovitură devastatoare pentru băiețel. S-a dovedit că avusese o aventură și a decis să înceapă o nouă viață, lăsându-și fiul în grija tatălui său. Anton a povestit cum s-a străduit să înțeleagă acțiunile mamei sale și cum a încercat să-l consoleze pe tatăl său cu inima frântă. Cea mai șocantă veste pentru Anton a fost să afle că mama sa era însărcinată cu noul ei partener. În ziua în care a plecat, ea nici măcar nu și-a luat rămas bun de la fiul ei. L-a dat pur și simplu la o parte și a ieșit pe ușă, pentru a nu se mai întoarce niciodată. Din acel moment, tatăl lui Anton a preluat toate responsabilitățile de a-l crește. Tatăl său nu s-a recăsătorit niciodată, dedicându-și întreaga viață unicului său copil. Anton vorbea cu căldură și recunoștință despre tatăl său, care a făcut tot posibilul pentru a se asigura că fiul său nu duce lipsă de nimic. Când Anton a împlinit 20 de ani, tatăl său a murit pe neașteptate, lăsându-i o mică moștenire, un cont bancar modest și un apartament. Și atunci a reapărut mama lui după ani de absență. A venit la înmormântare și și-a revendicat dreptul la o parte din moștenire. Anton a fost uimit de îndrăzneala ei. Pentru prima dată în viața lui, a simțit o adevărată ură față de propria mamă. I-a refuzat cererile, încercând să-i explice politicos că nu avea niciun drept asupra averii tatălui său. Dar femeia a făcut o scenă, iar rudele au fost nevoite să o escorteze practic afară de la înmormântare. După aceea, Anton a întrerupt orice contact cu mama sa. Habar nu avea cum trăiește și nici nu voia să știe. Pentru el, acel capitol al vieții sale era închis. Ascultându-i povestea, mi-am dat seama cât de mult îl iubeam pe Anton. Am vrut să-l protejez de toate greutățile pe care le îndura. Mi-am făcut o promisiune tăcută că voi face tot ce-mi stă în putere pentru a mă asigura că familia noastră va fi complet opusul la ceea ce a trăit el în copilărie. Ne-am căsătorit la câteva luni după acea conversație. Am invitat la nuntă doar prietenii noștri cei mai apropiați și familia mea. Părinții mei ne-au făcut un cadou generos, o casă veche de la țară pe care plănuiam să o renovăm și să o transformăm într-un refugiu confortabil. Viața părea să se așeze într-un ritm fericit. Eram mulțumiți împreună, făceam planuri de viitor. Dar soarta ne aștepta cu o nouă provocare, una pe care nu am văzut-o venind. Casa de la țară nu era departe de oraș. Părinții mei o moșteniseră de la o rudă îndepărtată, dar cum nu au fost niciodată prea interesați de grădinărit sau de viața la țară, a fost lăsată nefolosită. Nici noi nu o vizitasem, deoarece eram ocupați cu renovarea apartamentului lui Anton după nuntă, plănuind să ne concentrăm pe casa de la țară după aceea. Mi-am imaginat deja retragerile noastre liniștite acolo, barbecue-uri lângă râu, ceea ce m-a motivat să termin rapid renovarea apartamentului. Anton mi-a sprijinit entuziasmul și am lucrat neobosit pentru a finaliza totul, astfel încât să ne putem bucura de vacanța noastră la casa de la țară. Dar când am ajuns în sfârșit, am fost îngroziți. Curtea era complet invadată de buruieni, ascunzând totul sub ele. Chiar și cărarea era invizibilă, totul ruginit și degradat.
Gardul era strâmb, iar ușile casei se deformaseră atât de tare încât ne chinuiam să le deschidem. Totul avea nevoie de atenție. Vacanța noastră de vis s-a transformat rapid într-un proiect de lucru. Ne-am suflecat mânecile și am trecut la treabă. Din fericire, eram în vacanță și aveam destul timp, așa că nu ne-am grăbit. Anton a reparat gardul, iar eu l-am vopsit, împreună cu porțile și ușa de la intrare. Am vopsit casa în alb, am comandat uși și ferestre noi. Surprinzător, casa avea toate facilitățile, baie, duș, toaletă. Era destul de luxoasă pentru un refugiu la țară. Am curățat totul și am făcut câteva reparații minore și, în scurt timp, casa era suficient de confortabilă pentru a locui în ea. Cu munca în sfârșit terminată, ne-am putut relaxa. Așa cum am plănuit, ne-am bucurat de vacanță, grătare, cules de ciuperci în pădure și chiar o baie în râul din apropiere. Ne-am întors acasă sărutați de soare, odihniți și mândri de munca noastră, plănuind deja următoarea noastră călătorie la casa de la țară. Planurile noastre includeau plantarea unei mici grădini de legume, iar Anton dorea să construiască o saună și o afumătoare, căutând cu nerăbdare prețuri și opțiuni. Ceea ce nu ne așteptam a fost o vizită din partea mamei lui Anton chiar a doua zi. Chiar și Anton a fost șocat de apariția ei. Cât despre mine, am fost uimit. A apărut seara, comportându-se modest, cerându-și chiar scuze fiului ei. Ne-am așezat la un simplu ceai cu prăjituri, iar ea ne-a întrebat unde am fost. Se pare că venise de mai multe ori, dar nu ne găsise acasă. Anton i-a explicat că am fost la casa de la țară, lucrând la renovare. Ea ne-a lăudat eforturile, apoi, brusc, parcă și-a amintit ceva, a spus că a depășit termenul de primire și a plecat. Anton și cu mine am rămas nedumeriți, neștiind de ce venise. Adevărul a ieșit la iveală în acel weekend. Anton s-a dus la magazinul de bricolaj să cumpere materiale pentru sauna pe care voia să o construiască, lăsându-mă acasă să pregătesc prânzul. Când a sunat soneria, am presupus că se întoarce soțul meu. Nu țineam cont de timp și m-am gândit că poate avea mâinile ocupate, motiv pentru care a sunat la ușă. Fără să întreb cine era, m-am grăbit să deschid ușa și am înghețat când am văzut-o pe soacră-mea în pragul ușii, nu singură, ci împreună cu o femeie străină. Aveau cu ei doi băieți, care au început imediat să alerge prin apartament de parcă ar fi fost o pistă de curse, dărâmând tot ce le ieșea în cale. Femeia, după cum s-a dovedit, era sora lui Anton, fiica mamei sale. Părea complet nepăsătoare la comportamentul copiilor ei. Mă privea flămândă, întorcându-și constant fața deja neatractivă într-un rânjet. Fața ei era obosită, umflată, și bănuiam că nu era străină de alcool. Soacra mea, între timp, s-a așezat în fața mea, m-a apucat de mână cu palmele ei transpirate și m-a privit în ochi în timp ce vorbea. Ați menționat că aveți o casă la țară. Este o binecuvântare să ai propriul tău loc în natură. Mă gândeam că, din moment ce ai reparat-o, trebuie să fie locuibil acum, nu? Dăm cheile. Fiica mea și copiii ei au nevoie de un loc unde să se relaxeze și să facă un grătar. În timp ce spunea asta, a început să scoată carne de porc și file din congelatorul meu. Am fost complet uimit de cererea și de acțiunile ei. În timp ce mă chinuiam să-mi găsesc cuvintele, soacra mea a continuat, nu suntem străine, să știi. Am crescut un soț atât de minunat pentru tine. Un bărbat de aur. Am făcut totul pentru el, nu m-am cruțat niciodată. I-am lăsat chiar și acel apartament, ca să poată trăi bine. Așa că nu-mi refuză această favoare. Las-o pe sora lui să stea acolo. Nu vezi cât e de obosită, săraca? Sărăcuța uscotocea prin cutia cu bijuterii de pe măsuța mea. Acolo îmi țineam bijuteriile. M-am uitat la aceste rude, am ascultat prostiile pe care le debita soacra mea și am spus calm. Chiar credeți că nu știu că v-ați abandonat fiul, că ați încercat să-i luați apartamentul? Iar în ceea ce privește creșterea lui, nu e nimic din toate astea în el,
slavă Domnului. Ca să fiu sincer, nu însemni absolut nimic pentru mine. Este doar a doua oară când te văd în viața mea, iar fiica ta și copiii ei? Aceasta este prima. Și trebuie să spun că impresia nu este tocmai plăcută. Lasă-mă să clarific un lucru. Dacă copiii ăștia sparg ceva, tu plătești pentru asta. Și dacă lipsește ceva, nu voi inta să sun imediat la poliție. În niciun caz nu-ți dau cheile de la casa noastră de la țară. Și pune carnea înapoi unde ai găsit-o. Ultimul lucru de care am nevoie este ca fiica ta să transforme casa noastră într-un bârloc. Se vede pe fața ei, e complet pierdută în fața alcoolului. Soacra mea părea să fie șocată de cuvintele mele. A clipit din ochi și a rămas cu gura căscată ca un pește în afara apei. Am stat acolo, așteptând să înțeleagă sensul cuvintelor mele și să-și dea seama că era timpul să plec. Chiar atunci, Anton s-a întors și a fost clar surprins să vadă oaspeții. S-a uitat la copii și la sora lui și i-a îndreptat direct spre ușă. N-ați putut lua nimic de la tata, așa că acum încercați să-mi jefuiți soția. A spus el. Ieșiți afară. Și nu vreau să vă mai văd. Tot ce pot face este să-ți dau bani pentru mahașmu reală și asta o singură dată. Când erau pe punctul de a pleca, soacra mea s-a întors. Ai spus că îmi dai bani? A întrebat ea, întinzându-i mâna fiului ei. Cu dezgust, Anton i-a pus câteva bancnote în mână. Ascultă, mamă, eu nu sunt tata. N-o să te suport, n-o să-mi pară rău pentru tine și cu siguranță nu pentru fiica ta. Dacă încerci să mă deranjezi, o să mă ocup rapid de tine. Ea nu a răspuns. I-a luat pe băieți de mână și a coborât treptele. Mai târziu, am descoperit că cutia cu bijuterii dispăruse, probabil că fusese furată de copii. Am fost ușurată că nu păstrasem nimic valoros în ea. Nu am mai văzut-o niciodată pe soacra mea. Anton a menționat că s-a întâlnit cu ea în apropierea clădirii noastre odată sau de două ori, dar a precizat repede că nu putea să facă așa ceva cu el. Cât despre casa de la țară, am transformat-o în exact ceea ce am visat dintotdeauna. Acum avem o saună de neuitat și mereu avem carne și pește proaspăt afumat. Uneori, invităm chiar și oaspeți pentru weekend. Dar partea cea mai bună? Nimeni altcineva nu mai încearcă să revendice ceea ce este al nostru. Au trecut câțiva ani și ne-am instalat confortabil în apartamentul nostru din oraș, deși ne simțeam din ce în ce mai atrași de ideea de a ne muta la țară. Acest gând a devenit și mai atrăgător când am aflat că sunt însărcinată. Ideea de a ne crește copilul în aer curat părea perfectă. Când fiul nostru Mihai a împlinit un an, am decis în sfârșit să ne mutăm. Până atunci, renovasem complet casa de la țară, transformând-o într-un cămin confortabil. Anton a reușit să aranjeze să lucreze de la distanță, iar eu eram în concediu de maternitate. Viața la țară s-a dovedit a fi exact așa cum ne-am imaginat. Mihai a devenit un băiat puternic și sănătos, petrecând mult timp în aer liber. Ne-am bucurat de liniște, de frumusețea naturii și de pacea care ne înconjura. Dar viața ne-a mai rezervat câteva surprize neplăcute. Într-o zi, când am mers în oraș la cumpărături, am văzut-o întâmplător pe soacra mea. Ea scotocea prin coșurile de gunoi de lângă un supermarket, arătând dezordonată și în mod evident în nevoie. Anton a fost șocat de priveliște, dar a decis să nu intervină, resentimentele lui față de ea erau prea profunde. Nu după mult timp, am aflat că sora lui Anton se îmbătase până la uitare. Copiii ei, nepoții noștri, au fost luați de serviciile sociale și plasați într-un orfelinat. Această veste ne-a întristat profund, mai ales pe Anton. S-a gândit mult și bine dacă ar trebui să luăm băieții, dar, în cele din urmă, a decis că nu ar fi corect nici pentru fiul nostru, nici pentru noi. În ciuda acestor evenimente triste, am continuat să ne trăim viața, prețuind fiecare zi petrecută împreună. Mihai a crescut un copil fericit, înconjurat de dragoste și grijă.
Anton și cu mine am fost recunoscători destinului pentru că ne-a permis să creăm familia la care am visat dintotdeauna. Vă rog să vă împărtășiți gândurile despre această poveste în comentarii. Dacă v-a plăcut, aș aprecia dacă mi-ați susține cu un deget mare în sus. Nu uitați să vă abonați la canal. Toate cele bune! Fiți fericiți!